Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic, ediție specială. Astăzi în studio salut prezența domnului Igor Grosu, deputat PAS. Bună ziua și bine ați venit la Reflector Analitic. Și a domnului Vladimir Țurcan, deputat PSRM. Bună ziua și bine ați venit. Da, bună ziua. Domnule Țurcan, iată, cu câteva minute înainte de a începe această emisiune, tot mai multe instituții media titrau că domnul Jizdan și-a dat demisia de onoare și a plecat. Iată, acum înainte de a începe, ne-a fost trimis o altă informație de un site de știri de la Chișinău, care prin intermediul căruia se zice că domnul Jizdan dezminte minciunile, potrivit căreia și-ar fi depus demisia, este un fals. Haideți să pornim de la acest fapt că membrii Partidului Democrat la această oră se află într-o ședință destul de lungă, aș îndrăzni să zic eu, și suntem în așteptarea acelei declarații pe care o va face în legătură cu viitoarele acțiuni care urmează să fie întreprinse de către ei și nemijlocit față de ziua de duminică, atunci când urmează să fie desfășurat la Chișinău un meeting pașnic organizat de PAS, PPDA și PSRM. Vă rog. Deci, în primul rând, după cum eu am informație, ședința Consiliului Politic deja este finisată. Ei cred că acum formulează deci, declarația care trebuie să o facă și variante la răspunsurilor la întrebările respective. Deci, eu totuși nu știu de ce am o speranță. Speranță și ca cetățean. Da. Evident și ca politician cu experiență oricare, că totuși astăzi Partidul Democrat o să facă un pas înapoi. Unul sau doi vom vedea. Urmează de văzut. Urmează să vedem, da. Dar totuși o să facă. Deoarece, uitați-vă ce s-a întâmplat pe parcursul acestor zile de pe data de 8 a unei săptămâni, iunie. Practic. Iată, astăzi suntem avem... O săptămână. Suntem o săptămână de încordare. Da. Practic. Încă nu este săptămână, dar... Încordare este. Mâine va fi... Poi mâine. Mâine va fi o săptămână. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat după ce a fost convocată ședința, reluată ședința de constituire a Parlamentului, au fost ales conducerea Parlamentului, da. Deci investit guvernul. Deci reacțiile care noi avem și pe interior, dar și ce este foarte important pe exterior. Majoritatea absolută a jucătorilor grei din punct de vedere politicii a Europei, deci și însăși Uniunea Europeană, Consiliul Europei au făcut declarația respectivă în susținerea creierii acestei majorități parlamentare în Republica Moldova și în susținerea faptului că deci, a început activitatea acest parlament, dar și, ce este numai puțin evident important, în sfârșit este constituția Guvernul Republicii Moldova. Și totodată, pe interiorul țării, uitați-vă, la nivelul administrației publice locale, s-a început de la consiliile orășănești, municipali, raionali, ce este foarte important. Eu deja nu vorbesc consiliile sătești. Astăzi s-a avut loc chiar și o întâlnire, un meeting a unor reprezentanți în fața Parlamentului, care au făcut niște declarații iarăși în susținerea. Eu deja nu vorbesc despre poziția cetățenilor. A fost făcut un sondaj, mai mult de 73-74% de cetățeni susțin însăși faptul că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar cu regret, până ziua de azi, în orice caz, Partidul Democrat demonstra, nu știu, cum denumit poziția aceasta, în orice caz, poziția care era contra voinței poporului. De a transmite puterea pe cale pașnică. Da, au blocat instituțiile publice,
n-au permis ca membrii guvernului nou numiți, deci să intre în aceste instituții și să-și apucă de lucru. Chiar au fost făcute niște demarșuri, de exemplu, hotărârea ex-prim-ministrului, așa numit, da, cu... așa numită hotărârea, așa da. Numită hotărârea, referitor la permutarea sediului ambasadei și, în genere, o fel de bataie de joc față de, deci, parteneri americani. Corect. Terenul deci, hotărârea cu privire la teren. Nu, evident că, având în vedere că această mare întrebare față de legitimitatea acestui guvern și adoptarea hotărârii, evident că, deci, ambasada și însăși guvernul Statelor Unite nu poate să, eu presupun că nu poate să accepte într-așa manieră, deci, predarea acestui teren. Toate momentele acestea încă o dată au demonstrat și demonstrează că, totuși, deci trebuie să fie făcut un pas înapoi. Da. Cu atât mai mult că temperatura de nemulțumire în societatea crește și crește, nu doar afară, ceea ce avem, dar crește și oamenii clocotesc, haideți noi să ieșim și să demonstrăm că noi suntem poporul. Noi permanent spuneam și chiar și astăzi, când ne pregătim pentru acest meeting, marș pașnic, deci în susținerea guvernării actuale care este instituită, noi am predeplinat pe toți cei sunătorii care doresc să vină. Vă rugăm, tot trebuie să fie în mod pașnic, fără violență, fără încercarea de a intra în instituțiile publice. Acolo trebuie să intre cel care trebuie să intre, care au fost investit în mod normal, civilizat și legal. Deci eu socot că totuși ceva e va fi la 17:30 vom fi deci martori acestui briefing sau conferința de presă, dar ce ține de ex-ministru Jăzdan, eu la o emisiune am spus că m-am adresat chiar la polițiști și evident că la dumnealui polițistul care a dat jurământul în fața poporului, în fața statului, evident că trebuie să demonstreze în primul rând curaj, demnitatea și onor. Da. Și în opinia mea, eu în orice caz, când ați citit primul anunț, m-am bucurat. A doilea anunț că m-am pus în gardă, dar eu sper că totuși primul a fost adevărat. Să sperăm că așa este. Da. Stimați telespectatori, vă reamintesc, suntem în direct și suntem prezenți și pe rețelele de socializare. Aveți posibilitatea să lăsați o întrebare în josul acestei emisiuni, care respectiv să o putem acorda și invitaților noștri. Domnule Grosu, vreau să revin, iată, în prima jumătate a acestei zile, trusturile sau trustul media care servește de fapt Partidului Democrat ne tot asigurau că există scrisori de susținere a ex-guvernului din teritoriu și făceau referire la raionul Drochea. Ca în scurtă vreme această minciună să fie demascată și chiar o fiica unei doamne care ar fi fost semnatară acestei declarații să zică că acolo figurează suflete moarte, oameni care nu mai lucrează în cadrul acestei instituții și de fapt au fost presați ceilalți pentru a-și pune semnătura în josul acestei declarații. De ce Partidul Democrat încearcă să forțeze la maxim posibil resursele administrative pe care le mai are în teritoriu și să ne convingă de o realitate care de fapt nu există? Eu cred că este mai mult un gest disperat. Și haideți să pornim de la ultima lor acțiune de protest, da, care a organizat-o. S-a văzut cu ochiul liber că lumea a fost adusă forțat. Și anterior protest în fața Parlamentului, lume chinuită, lume forțată să vină, să scandeze. Și eu eram, și colegul meu eram în Parlament și ne uitam cum activiștii partidului sau organizatorii Partidului Democrat practic îi împingeau. Haide, veniți în față, veniți în față și scandați ceva de genul ăsta. Toate astea nu fac decât să arate că regimul e disperat, regimul e compromis și o să vedeți marea diferență între activitățile, acțiunile de protest pe care le organizăm noi și pe care le fac, le organizează ei. La noi lumea vine din suflet. Așa e. Da? Domnul Țurcanu spunea, toată săptămâna asta noi am avut, hai zic așa, o dublă presiune.
Da, este presiunea din partea PD-ului, cu toate uneltirile lor, blocarea instituțiilor și așa mai departe. Și avem și o presiune pe intern. Presiune din partea sunătorilor care ne sunau în fiecare zi. Când vinim? Când ne pornim? Da? Deci și noi, slavă Domnului, am avut și... am putut să ne abținem și să le spunem, stați pe loc, pentru că asta vrea regimul, da? Să așteptați, ca noi să venim, și eu mă întreb, și întreb, voi ce așteptați? Că noi avem să dăm busna peste instituții, peste oamenii cei amărâți, sărmani, care i-ați adus cu autocarele pentru bani, nu știu câți și așa mai departe. Nu, am rezistat 7 zile, deci acum 1 săptămână, am demonstrat că suntem raționali, că vrem un transfer pașnic de putere. De putere. Suntem o țară cu o mică experiență deja politică pe care trebuie să o demonstrăm încă o dată. Jocul democrației, alegerile, cu toate carențele care au fost, au dat un scor. Noi am ajuns în ultima instanță să ajungem la o înțelegere cu Partidul Socialiștilor. Partidul Democrat trebuie să accepte, pentru că și ei purtau discuții, haide să spunem așa cum este, și ei purtau discuții cu Partidul Socialiștilor și vă amintiți cu toții, până sâmbăta, până vinerea trecută, lozinca PD-ului care era? Vrem stabilitate, nu anticipate. Ei, sâmbătă s-a răsturnat lumea în capul lor, da? Mergem la anticipate, poporul să ne mai judece odată și așa mai departe. Dar în seara s-a trezit curtea constituțională urgent. Curtea s-a reactivat ca, doamne, o viteză non-stop. Pe bandă rulantă dădea decizii. De aceea toate scrisorile astea, procurorii azi au apărut informații că sunt forțați procurorii să semneze, domnul Carujan s-a pus pe treabă, după cum vedeți. Și bine că era tot aceleași semnale ne spun că procurorii refuză. Sunt procurori care refuză să semneze asupra acestor, ca zic eu, lucruri false. Da? Domnule Grosu, cum se întâmplă faptul că unele instituții ale statului oarecum mai rămân fidele vechiului regim? Și aici fac referire la CEC, care astăzi, spre exemplu, au examinat modul în care ar urma să se desfășoare alegerile din 6 septembrie. Au planificat pentru marți. Am văzut și noi agenda, primul punct. Dar oarecum și-au demonstrat o deschidere, cel puțin așa am perceput-o. Da, primul punct, anume devizul de cheltuieli pentru desfășoarea legilor anticipate din 6 septembrie. Eu, din informația pe care o avem noi, acolo lucrurile nu sunt numai într-o culoare. Da? Sunt membri ai comisiei care au o poziție civică și probabil o să îi expună. Noi, ca reprezentanța legislativului, sigur, probabil luni vom discuta subiectul ăsta și la biroul permanent al Parlamentului, vom lua atitudine, pentru că Comisia Electorală Centrală, și asta e dorința noastră, trebuie să ajungă odată să devină un organ electoral depolitizat, care să-și facă bine misiunea. Da? Care să organizeze alegerile astfel ca să fie făcut maximum posibil ca toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde se află, în țară, peste hotare, să fie bine informați și să poată avea dreptul la vot. Domnule Țurcan, haideți să vorbim un pic despre susținerea de pe plan extern pe care o are guvernul Sandu și ceea ce s-a întâmplat la Chișinău. Iată, pe parcursul zilei de astăzi urma să sosească consilierul prezidențial pentru politică externă Bogdan Aurescu de la București, care să discute starea de lucruri, cu toate că România și-a exprimat poziția în legătură cu evenimentele de la Chișinău. Haideți să vorbim despre partenerii externi. Cine mijlocește despre această vizită a domnului consilier prezidențial? Eu cred că această vizită este rezultatul faptului că, într-adevăr, s-a primit așa că ministrul actual de externe a României declară o poziție contrară. După aceea, deci, a fost nevoit însăși guvernul să expună poziția lor oficială și acum, pentru a confirma încă o dată că este o poziție unică între guvernul
și între președinția, vine și deci, acest domn, consilier al președintelui. Este un lucru normal, încă o dată confirmă faptul că avem susținerea și din partea estului și din partea vestului, cu atât mai mult din partea vecinilor noștri. Deci uitați-vă ce gest foarte interesant din punct de vedere diplomatic a făcut ambasadorul deci Uniunii Europene, domnul Mihalcu. A venit, s-a întâlnit cu actualul nou numit ministru de externe. Da. Din cadrul guvernului doamnei Sandu. Declarația care și-a permis, asta înseamnă că mai mult decât încă o dată confirmarea faptului că da, este o susținere. Eu deja nu vorbesc despre faptul, uitați-vă, secretarul general, da, Consiliului Europei, din, clar că nu din propria însăși personală inițiativă, dar având în vedere deci, situația care s-a creat în Moldova și poziția Consiliului Europei și Uniunii Europene, s-a adresat în mod oficial la Comisia de la Veneție și a solicitat în mod de urgență să fie examinată situația care s-a creat în rezultatul deciziilor Curții Constituționale din Moldova. Asta mai mult decât susținerea. Noi ne gândeam. Asta i-ar putea determina pe democrație, bată în retragere? Eu vreau să vă spun că, clar că va fi 21 iunie. Eu sper mai că până decisivă, de da? De 21 deja toate spiritele, în orice caz, majoritatea lor s-au calmat. Dar uitați-vă, toată săptămâna noi am discutat foarte mult despre aspectele juridice. E și consecința politică acestor hotărâri. Majoritatea absolută a juriștilor, inclusiv foștii președinți, Curții Constituționale Republicii Moldova, deci judecători, apropo și actualul, de exemplu, președintele Curții Constituționale din Lituania, la fel, nu, dumnealui mai, da, mai... Domnul Țurcanu, avem o întrebare de la un telespectator care ne întreabă, domnule Țurcanu, sunt șanse ca PD să cedeze de curând puterea? Și aici poate aș adăuga, fără altercații? Eu repet ceea ce am spus de la începutul misiunii, că am așa o presupunere că astăzi va fi ceva declarat din punct de vedere unui pas înapoi. În orice caz, asta va fi o dovadă că totuși ei într-adevăr nu doresc să fie un război civic în țară. În caz contrar, știți, noi mai ținem pe oameni, evident. Noi nu odată am declarat și domnul președinte Dodon a spus că sunt trei scenarii. Primul care dorim noi este deci predarea puterii în mod pașnic. Fără sânge. Domnule Grosu, o întrebare către dumneavoastră. Un telespectator ne întreabă. Domnule Grosu, ați spus că funcțiile ocupate de pas în guvern se vor face prin concurs transparent. Până la moment nu se vede. Haideți să intrăm odată în exercițiu, pentru că ceea ce facem noi acum, credeți-mă, cei care ne ajută fac până la urmă voluntariat. Da? Ceea ce trebuie să se întâmple în viitorul imediat este ca miniștrii să poată intra în instituție, să poată să-și preia atribuțiile, să poată intra în contact cu funcționarii, pentru că țara trebuie condusă. Da? Da. Noi avem de plătit salarii, noi trebuie să gestionăm sisteme, bugetar, financiar și așa mai departe. În rest, vă asigur, o să fie maximă transparență și toate încercările, dacă vor fi din partea cuiva, de a promova careva interese și așa mai departe, o să fie curmate, aveți toată garanția. Domnule Grosu, referitor la aspectul financiar, ieri s-a tot vehiculat faptul că din țară sunt scoși bani, bani grei, spunea și ministrul finanțelor. Haideți să ne vorbiți despre lucrul ăsta, ce se cunoaște, ce se întreprinde, pentru ca situația să nu derapeze, ca să nu ne întâlnim să se întâmple că este prea târziu. Stimați telespectatori, eu aștept și alte întrebări de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru receptivitate pe pagina noastră de Facebook. Domnul Grosu... Două evenimente. Vă rog. Consiliul, ședința Consiliului pentru Securitate. Da. Da? Unde domn președinte a menționat și a solicitat prin decizia Consiliului ca instituțiile care monitorizează transferurile care se fac în afară, în interior, să fie raportate. Da? Deci, ăsta e un document și, hai să zic așa, o avertizare către cei care sunt obligați, conform legii și conform fișei de post, să atenționeze și să raporteze lucrul ăsta. Da? Doi, în
decizie, poziția, luare de atitudine a domnului ministru. Da? Da. Pentru că semnale sunt la fel, parvin. Una, că se fac transferuri în exterior, și aici atenție, mulțumim mijloacelor de informare în masă, toate avioanele astea private, care aterizează și pleacă ba spre Kiev, ba spre Cipru, ba în, spre țările Baltice, deci trezesc suspiciuni. Dar cunoaștem ceva despre ele? Noi știm că ele sunt private și ele seara aterizează și tot seara decolează. Da? Doi, instituțiile, întreprinderile de stat. Întreprinderile de stat, capital de stat, și iarăși transferuri pentru așa numite sau pretinse servicii, transferuri în străinătate. Așa e. Deci asta vorbește despre faptul și ele acum s-au activat. Da? Deci noi îi atenționăm pe toți, toți funcționarii, toți cei care gestionează acum întreprinderile de stat, să se abțină de la astfel de acțiuni, chiar dacă primesc aceste indicații de undeva, și în afară de Partidul Democrat, n-au de unde primi, pentru că alt partid care, nu e la fel care a uzurpat la moment puterea, nu avem pe eșichierul nostru politic. Să se abțină, să raporteze, pentru că într-un final va trebui cineva să poartă răspundere pentru lucrul ăsta. Doamna prim-ministru s-a întâlnit cu reprezentanții Fondului Monetar. Astăzi a fost chemat și guvernatorul Băncii Naționale, chiar înainte de a veni la misiune dumneavoastră, a ieșit de la întrevedere. Dar nu s-au prezentat totuși la ședință. Puțin șifonat, da? Discuțiile sunt foarte serioase și doamna prim-ministru a atenționat toți cei care au obligațiunea să vegheze asupra integrității noastre financiare și așa mai departe. Deci, atenție, mă adresez acum către cei care, în virtutea funcțiilor pe care le au, trebuie să stea pe poziții, faceți lucrul ăsta, nu vă lăsați influențați, pentru că acele comenzi sau acele ordine care vin de la Partidul Democrat sau de la anturajul conducătorului acestui partid, nu fac decât să vă aducă în deserviciu, în primul rând, țării și ulterior celor care le vor îndeplini. Da, eu aș vrea, în acest context, dacă se poate, un minut. Deci, în primul rând, este vorba nu doar despre întreprinderi de stat. Într-adevăr, structurile respective, deci până de la Banca Națională, Ministerul de Finanțe, dar sunt și structurile specializate în cadrul CNA-ului. Corect. Este o structură specială care se ocupă cu problema monitoringului și combaterea spălării banilor. Doi, deci, în cadrul Ministerului de Interne este structura care se numește Poliția de Frontieră. Este VAMA pe lângă Ministerul de Finanțe, deoarece toate avioanele acestea, fie private, nu contează. După ce e autorizat, el, în mod obligatoriu, trebuie să fie supus controlului. VAMAL, Poliția de Frontieră, cine sunt oamenii ăștia, vă zic, pașapoarte, lista, permis de a ieși din țară, iarăși trebuie să fie controlat avionul. Și în caz dacă nu s-a făcut acest lucru, evident că și aceștia, numai complici, decât, vor fi trași la răspundere. Nu se poate să facem într-așa mod că, dintr-o parte, informația că bani cash se scot. În același timp, serviciile care trebuie să combată acest fenomen, vă zic că stau și numai să uită și își permit. Da. Domnule Țurcan, comportamentul Curții Constituționale a fost, cred că, atent monitorizat și de țările vecine și nu doar cele din imediata apropiere. Iată, pe parcursul zilei de astăzi și-a expus punctul de vedere și președintele Curții Constituționale din Lituania, care a comentat, de fapt, criza constituțională din Republica Moldova și nemijlocit ultimele decizii ale ei. Eu cred că comportamentul ei va fi, nu știu, inclus în manualele de drept, cum nu trebuie să procedeze o curte constituțională. Lucrul ăsta ne va știrbi și din ceea ce se numește efortul țării noastre de a se prezenta pe arena internațională ca o țară democratică, o țară care optează pentru statul de drept, pentru transparență, pentru decizie politică? Știți, da, într-adevăr, Curtea Constituțională este o structură, autoritatea care unică are dreptul
Și prin altele este garantul Constituției prin deci, jurisdicția sa constituțională. Și când se întâmplă ceea ce s-a întâmplat, prin altele nu odată deja, evident că apare întrebarea. Bine, nu pot cei 6 judecători să sublinieze și Constituția, și poporul Republicii Moldova, deoarece doar poporul este cel care se numește suveran la putere. Și ceea ce s-a făcut cu regret, știți când ea că se vorbește că masa e albă, dar ei spun nu, îmi pare că ea ceva are și albastriu sau ceva. Mai multe nuanțe. Mai multe nuanțe. Nu poate fi. Uitați-vă, noi chiar când de emisiune am discutat colegul meu. Domnul președinte Curții Constituționale din Lituania, dumnealui, s-a referit doar la momentele de procedură care, într-adevăr, trezesc unele suspecții. Nu poate o curte responsabilă în 7, 8, 10 minute să examineze o sesizare și să pronunțe o hotărâre care. Nu poate fi așa ceva, pur fizic. Exact așa cum și. Deci, noi nu odată vorbeam. Validarea mandatelor a avut loc pe date 9 martie. Da. Ședință de constituire a Parlamentului 21 martie. Uitați-vă, cuvântul cheie constituire. Asta înseamnă că până pe data 29, Parlamentul nou ales nu a existat ca autoritatea de stat, deci unicul organ legislativ. Nu a existat. Încă era cel care, deci cu mandatul expirat, dar în Constituție spune că se prelungește până la prima ședință a Parlamentului nou ales. Înseamnă că acest Parlament, până pe data 21 martie, nici nu a putut fizic, nici juridic, nici politic să înceapă activitatea și să treacă toate procedurile cele care sunt necesare, începând de la formarea fracțiunilor, deci organelor de rucă și constituirea guvernului. Cum se poate să te uiți la calendar și să spui pur matematic 3 luni egal cu 90 de zile? Ei, asta e una. Dar doi, să începi să numeri acele 90 de zile sau 3 luni de la ziua când nu era încă acest Parlament. Asta e nonsens. Deci eu sunt sigur că, într-adevăr, poate să intre în manuale cum nu se poate de făcut, dar nu cumva să fie și un obiect a examinării a organelor respective referitor la abuzuri. Un caracter abuziv a hotărârilor care au fost deci adoptate de către această conferință a curții. Eu aș vrea să completez, domnul Turcanu. Iată, vedeți comportamentul PD-ului și asta nu e prima dată. Da? Alegerile pentru primarul, primăria Chișinău. Deci se vede doar, deliberat, se adoptă o decizie cu încălcare, da? Încălcarea așa procedurii, încălcarea așa modului de a calcula. Data trecută se calculau, spuneau domnule, au calculat judecătoarea câte like-uri sau câte vizualizări. Da, da, au fost interpretare. Domnule, dacă vizualizările astea sunt voturi, atunci eu nu mă mai uit la nimic în lumea asta, să nu creadă cineva că mie îmi place chiar tot ce vizionez la televizor. După care vin cu o retorică tupiistă totalmente, care spun, domnule, da, e greșit, poate e greșit, dar n-avem ce face, gata, am făcut lucruri, trebuie să ne conformăm, ne pare rău, sănătate, nu știu ce, ne pare rău, asta e viața. Nu, domnule, astea sunt niște precedente foarte periculoase. Da, unica posibilitate pentru această curte, această componență, de a cumva ieși cumva onorabil, ieși din această situație onorabil, neașteptând, printre altele, hotărârea Comisiei de la Veneția, neașteptând. După ea, deja va fi târziu. Dar acum se autosesizeze, se convoace, în mod de revizuire, să examineze din nou aceste hotărâri care au făcut și să prezența facă părților, și să fac, evident, în prezența tuturor părților interesate. Deci ceea ce nu s-a făcut. Absolut. Nu s-a făcut. Da. Pe pagina de Facebook a postului nostru de televiziune mai avem o întrebare adresată ambilor deputați. Iată, lumea se preocupă de modul în care se va desfășura manifestarea de duminică. Dacă vor fi provocatori, cum vor acționa fracțiunile pentru a proteja cetățenii?
domnul Gros. La bine, sigur vor fi din ăștia care se vor infiltra. Bine, noi o să luăm și noi măsuri de precauție, dar o să ne auto-organizăm pe interior. Da. Slavă Domnului, avem colegi care au activat în structuri de forță, chiar dacă sunt în retragere, acum în rezervă. În rezervă, deci noi o să ne organizăm. O să rugăm toți participanții să fie foarte precauți, foarte atenți, în special la persoane suspecte, să raporteze. Elementarul, toți avem telefoane, să-i fotografieze, da? Pentru a-i... Nu intrăm în altercații. Chiar dacă o să vedem persoane agresive, îi raportăm, îi fotografiem, nu intrăm în altercații, pentru că scopul lor e de a destabiliza situația. Scopul lor e destabiliza. Noi am demonstrat până acum că suntem civilizați, putem mai aștepta încă o zi. Eu foarte mult sper că la 5:30 sau când iese Partidul Democrat din la briefing, poate în a nouălea ceas vor da dovadă de luciditate și vor recunoaște ceea ce de fapt s-a întâmplat în rezultatul alegerilor din 24 februarie. În rest, rugămintea este să fim atenți, organizați, toleranți unul cu alții, pentru că o să fie multă lume, da? Și haideți nu doar să fie un marș a poporului, să nu uităm că o să fie și o sărbătoare foarte importantă pentru noi, da? O sărbătoare religioasă, și haideți să o transformăm într-adevăr într-o sărbătoare, ziua în care poporul chiar își ia țara înapoi, da? Din mâini celor care au uzurpat-o. Domnule Țurcan, poziția dumneavoastră se tot vehiculează faptul că chiar dacă această informație legată de domnul Jizdan încă nu este confirmată oficial, se pronunță tot mai multă lume susținând că poliția va fi cea care va împiedica lumea să ajungă la marșul de duminică. Da, într-adevăr, este așa o informație că sub pretextul unui control mai riguros a unităților de transport, etc., etc., vreau să vă spun că noi nu avem de gând să cărăm lumea în autocare așa cum s-a făcut de partea Partidului Democrat. Cei care au posibilitatea, deci au drum înspre Chișinău, au dorința, au cei care sunt prieteni al lor, vicini, rude și așa mai departe, ei vor veni. De a opri fiecare mașină este imposibil. Mai complicat pentru cei care cu rea credință vor încerca să facă acest lucru. Mai sunt și alte structuri afară de poliție. Deci eu mă adresez la tot cei care sunt colaboratori. Da, domnule Țurcanu, iată o informație de ultimă oră. Radio Europa Liberă, de peste 600 de procurori moldoveni sunt îngrijorați că unii politicieni vor să modifice în regim de alertă legislația cu privire la procuratură. Da, este o declarație așa numită a Asociației Procurorilor, în care ei au expus îngrijorarea aceasta, dar la concret, e întemeiată? Dar la concret ei doar nu spun acolo nimic. Da. Ei pur și simplu presupun că posibil prin aceste modificări va fi o încercare de a pune sub un control politic, sub presiune politică a organelor de procuratură. Deci modificările cele care au fost propuși de colegii noștri, vă zic că se referă în primul rând, în primul rând la modul de selectare a candidaților pentru... Dimpotrivă! Se lărgește spectrul celor care participă. Deci posibilitatea de a include în Consiliul Superior a Procurorilor reprezentanții societății civile, tot una, numărul procurorilor va fi cel împunător care prevede deci legislația, dar este foarte bine. Nu trebuie să fim, așa știți, ca o castă închisă. Eu mă adresez la dumnealor. Altceva. Da. Că eu am propus, de exemplu, și colegii au susținut, că totuși activitatea procurorilor trebuie să fie sub un control dintr-o parte, din altă parte, ei trebuie să sunt. În caz dacă va fi încălcat jurământul care depune procurorul, conform articolului 27 a legii cu privire la procuratură. Deci trebuie să devină și o pedeapsă. Pedeapsa care?
ai încălcat jurământul, trebuie să fii distrus din post. Asta e. Și asta e o regulă, deci o cerință și europeană și internațională. Ai jurat, ai încălcat acest jurământ, dă-te într-o parte. Dacă îi sitem de acest lucru, atunci vizează pe dânșii. Dar deodată vă spun că nimic ce poate să pune sub control politic a organelor procuraturii în acest proiect de lege nu este. De unor pot să facă cunoștință cu acest proiect și chiar să formuleze propunerile lor. Acest proiect este plasat pe site-ul Parlamentului, poftim, chiar în cadrul pregătirii acestui proiect pentru lectura a doua, eu vă asigur că o să fie invitați și cei care sunt din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor și chiar cei care vor dori poate să participe la această ședință. Stimați procurori, cu toată responsabilitatea, vă garantăm că ceea ce a fost până acum, telefoane, într-adevăr, presiune politică. Exact. De la Partidul Democrat, către voi, cu indicații concrete, cui să intentați dosare, cui să nu intentați dosare. Noi știm că primeați indicații să intentați dosare chiar și pentru primarii PD. Asta așa, pentru orice eventualitate, ca să nu cumva să iasă din cuvântul conducătorilor. Lucrurile astea să se termine. Ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră, să respectați legea. Și să nu mai fiți acea bâtă pe care o folosea Partidul Democrat împotriva opoziției, în primul rând. Priviți ce s-a întâmplat cu primarii. Da. Da, azi ați menționat la început că au venit, erau circa 100 de primari consilieri în fața Parlamentului. Deci ăștia, acum dacă un primar nu are 2-3 dosare, el nu se simte în rând cu lumea, cum spun moldovenii. Deci noi discutăm cu ei. Sau nu dă, Doamne, el nu-i de culoare politică a cuiva, sau un gen independent, dosar, și după aia scrie cererea absolut, și treci. Președinte raionului Dubăsari. Da. Dosarul acela 3 sau 4 ani. În sfârșit, a devenit membru PD-ului, dosarul s-a clasat. Primarul din satul Stoianov, care era în Cantemir. Dosare, până au fost nevoiți să scrie cererea și membru Partidului Democrat. Dar au fost independent. Exact. Deci asta vă garantăm. Da. Domnule Grosu, Ambasada Republicii din Moldova din Statele Unite a ignorat ordinul ministrului afacerilor externe din guvernul Sandu de a veni la Chișinău. Nicu Popescu, doamna Balan, a ales să facă diplomație de partid și nu diplomație de stat. Cum e posibil un diplomat să nu se conformeze? Asta confirmă încă o dată că Dumnezeu nu era diplomat, nu era ambasadorul Republicii Moldova la Washington. Era purtătorul de cuvânt, dacă doriți, ambasadorul de curte a Partidului Democrat și a lui Plahotniuc în special. Dânsa n-a făcut diplomație acolo, dânsa a făcut lobby, pot să spun cu toată certitudinea că a dezinformat partenerii americani. Circulă și un faimos document apocaliptic despre toate cât de rele sunt statele din prejurul Moldovei și numai Partidul Democrat este cel care e pro-european și așa mai departe. Plus, vreau să revin și la ultimele decizii care le-ați menționat dumneavoastră. Da. Încercarea de a mitui statul între Americii cu atribuirea acelui teren. Mutarea ambasadei. Deci, diplomația noastră o să aibă încă mult de corectat. Da, vizita domnului Candu la Washington e întâmplătoare? Deloc nu e întâmplătoare. Iarăși o încercare de a mitui, de a drege cu busuioc. Dar revin la ambasadă. Da. Reacția Ligii Arabe. Avem deci, și această reacția declarație. Ligii Arabe. Asta este un plus de instabilitate pentru securitatea Moldovei. Adevărat. Să nu uităm că noi relațiile pe care am încercat noi să le construim cu lumea arabă o durată în timp. Să nu uităm că noi avem multă lume care face studii aici. Deci plus, ați văzut reacția Israelului, care eu sunt sigur nu și-a dorit niciodată ca în acest proces de strămutare să apară un pretins guvern care nu este legitim, care a uzurpat țara
și da. Se dă mare binevoitor a guvernului Israel. Domnule Grosu, încă o întrebare. Asta nu e diplomație. Din partea unui telespectator, de fapt, adresată către ambii deputați, aveți scopuri comune, mesaje comune sau PSRM și acum merge pe linii separate? Probabil dânsii se referă la viitorul politic, viitoarele acțiuni. Noi am declarat foarte clar. Deși suntem, din punct de vedere, hai zic eu, orientării geopolitice, da? Doctrinare, suntem diferiți. Da? Și noi lucrul ăsta nu-l ascundem, lucrul ăsta îl... Este evident? Este evident și noi de la asta am pornit și am spus că noi avem diferențele astea. Da, situația în care se află Republica Moldova la moment este o situație de criză. Dacă se perpetuează regimul ăsta, Doamne ferește, încă 4 ani de zile, credeți-mă, noi ne transformăm într-o Coreie din Nord, Doamne ferește. Într-un stat izolat, depopulat, cu oameni pe care o să-i aducă organizat când o să-i trebuiască cuiva, da? Pentru o sumă de bani. Deci, scopul nostru comun, declarat, este să scoatem statul din mâinile unui partid care a uzurpat puterea. Da. Să construim instituții și atunci când vom vedea că instituțiile funcționează, și mă refer aici și la justiție, și la Comisia Electorală Centrală, și la administrație publică locală scoasă din jugul ăsta, atunci când vom discătușa instituțiile astea, vom decide împreună. Când mergem la popor, primul lucru trebuie să decidem cât mai curând când facem alegeri locale. Noi suntem în întârziere. Deci da. Lucrul ăsta în general trebuie în lege fixat undeva ca să nu ajungem în situații, în blocaje de astea instituționale și legislative. Da, domnul Țurcan? Da, eu susțin toate cele ce a spus colegul meu. Noi, într-adevăr, de ce și-am semnat acest acord? Acord, exact. Da, clar că nu a fost ușor, deoarece sunt, într-adevăr, în componența fracțiunilor. Noi suntem diferiți. Da. Și diferite opinii, poziții erau expuse, dar mai mult ce ține de, într-adevăr, orientarea geopolitică. Dar noi am spus, de ce și în sfârșit am ajuns la un comun acord, că avem un obiectiv comun de a elibera țara, de a elibera structurile statale, de a elibera justiție, de a elibera, printre altele, aceeași procuratură și restul organele de drept, de a elibera cetățenii, de a asigura condițiile toate necesare și posibile pentru ca, într-adevăr, să începem să lucrăm pentru țara, aici, în țară, și pentru oameni. Cum noi cum lucra mai departe după ce om rezolva acest obiectiv? Deci a demonstrat timpul, în orice caz. Domnul Dodon nu odată a spus și, printre altele, când dumneavoastră a avut întâlnire cu același reprezentant al Federației Rusiei, domnul Kozak, dumneavoastră a spus foarte clar, noi nu avem nimic împotrivă referitor la orientarea Republicii Moldova. Noi pur și simplu dorim ca să avem un partener previzibil. Predictibil aici. Previzibil. Da. Doar noi avem interes comun, reciproc, și trebuie să-l realizăm acest interes. Noi acolo avem mai mult de 500.000 de cetățeni. În Federația Rusă. Noi trebuie să asigurăm nu doar drepturile lor sociale, dar și posibilitatea ca ei să facă acolo un ban ca să sună aici familiilor. Să deschidem la maxim piața aceea de desfacere. E bine, este piața din Europa, la hai să fie deschisă la maxim piața din partea țărilor CSI. Asta e un lucru normal. Mai mult ca atât, după cum eu cunosc toți cei trei care au venit într-o zi și este o chestie foarte, un semnal a fost foarte important. Luni, când au venit toți trei reprezentanții Uniunii Europene, Federația Rusiei și Statelor Unite pentru a negocia cu forțele politice, toți trei au spus că noi dorim ca Moldova să fie un stat stabil. Dar stabilitatea, și aceste declarații v-au stabilitatea, mobilizat? Dar stabilitatea este un lucru care atrage și investiții. Categoric. Domnilor, au mai multe, spunem, posibilități să atragă investiții din partea Occidentului. Nici o problemă. Noi avem din partea Federației Rusiei, într-adevăr, ei au interes foarte mare. Eu vă spun un caz foarte simplu. Sancțiuni din partea Europei, care au interzis un spectru de mărfuri care sunt produse pe teritoriul Federației Rusiei ca să fie exportate în Uniunea Europeană. Ce doresc? Din Europa doresc
să deci aibă relațiile comerciale, dar prin cine? Dacă da. Moldova, în cazul dat, este o posibilitate ca să fie un fel de intermediar, intermediar economic, intermediar în domeniul producerii, un intermediar în domeniul comerțului. Domnule Țurcan, dumneavoastră aveți o experiență în organele de drept. Spuneți-mi, vă rog, iată, pe parcursul zilei de astăzi a apărut o investigație elaborată de Rise Moldova, care spunea sau care trece în revistă 51 sau 52 de nume, dacă nu mă înșeală în memoria, persoane a căror interceptări telefonice au fost realizate. Cum e posibil într-un stat de drept, care se vrea cel puțin a fi un stat de drept, ca aceste interceptări să fie realizate? Există o legislație la acest capitol? Poate fi tras cineva la răspundere în cazul în care este demonstrat acest lucru? Cu regret, lista asta nu este completă. Asta în primul rând. Da. Doi. De ce așa ceva s-a întâmplat? Anume din cauza că organele de drept au fost influențate politic, au fost capturate. Da. Asta e problema. Și clar că cei care au dat ordinele respective, care au realizat, asta e o chestiune. Este un operator, un tehnic care, da. Cum spune, a primit indicația, poate o ordonanță chiar, care a fost întocmită de către un judecător de instrucțiune. Dar da. Noi cunoaștem foarte bine că uneori aceste ordonanțe, vorbesc de altceva, prelungirea termenului de arest preventiv, chiar și se repet ordonanța procurorului, solicitarea și decizia a judecătorului, se repet și deci, greșelile gramaticale. Mot-a-mo. Asta înseamnă că pur și simplu... A fost tiranjată. Da. Da. De ce? Da, clar că trebuie depus capăt la acest lucru. Domnule Grosu, în această listă sunt și câțiva membri ai blocului acum. Deci eu nu m-aș mira, cum spune domnul Turcanu, că noi să fim mai mulți acolo. Adică da. Aici așa un vârf de, piramidă, da. De iceberg care a ieșit la suprafață. Probabil o să topească și o să iasă mai multă lume. Dar ați văzut, după numărul de interceptări, noi depășim Marea Britanie. Raportat la numărul de populație, vă dați seama? Deci aici ceea ce a reușit Partidul Democrat să inducă chiar o frică. Dom'le, toți vorbesc despre interceptări, toți se șușotez, vorbesc cifrat. Deci nu poți construi instituții, nu poți construi o societate într-un climat de ăsta. Și aici mă adresez celor care au dat curs la astfel de solicitări. Pentru că ele n-au venit pur și simplu în capul unui procuror. Dom'le, dă să-l asculte pe Grosu, ce mai vorbește el cu Mike-sa ca la telefon. Tare îl interesează pe dânsul ce discut eu cu, sau cu soția, sau cu familia, sau cu colegii. Deci ăștia au dat curs unor solicitări care clar lucru au venit pe linie politică. Că acolo n-ați găsiți interceptări între reprezentanții guvernului. O să găsiți, în mare majoritate, interceptări a opoziției. Da. Din partea guvernării și nu din partea altcuiva. Și este regretabil. Eu ne-am adus aminte în anul 2000, când eram ministru de interne, am avut o deplasare în Marea Britanie, de altele. Uh-huh. Deci și am solicitat atunci să fie acordat un ajutor tehnic din punct de vedere ca să fie deci un utilaj mai performant, anume pentru interceptări. Și șeful Scotland Yardului mi-a spus, domnule, iacă eu am încrederea dumneavoastră personală. Da. Dar asta nu înseamnă că eu am încrederea în principiile democratice și în legislația dumneavoastră. Și în faptul că, într-adevăr, acest utilaj va fi utilizat folosit anume doar, după destinația și conform legii. Eu asta am memorizat foarte bine și când m-am întors am spus colegilor mei și procurorul general care atunci a fost, uitați, noi trebuie să facem tot ce e posibil ca nu să restabilim, dar să creăm această încredere din partea partenerilor. La noi în popor doar există așa chiar și un banc. Deci că, măi Ioan, ce faci? Mănânc. Dar ce mănânci? A curs să-i spun la telefon și mănânc. Da. Domnule Grosu, iată, în societate se tot discută o teză potrivit căreia după criza politică ar urma o criză economică, legată pornind de la funcționalitatea ministerilor de resort, a instituțiilor care sunt abilitate cu a oferi salarii, pensii și așa mai departe, o infirmăm sau o negăm? Eu vreau să vă spun că noi... avem foarte bune relații cu Uniunea Europeană și cu partenerii de dezvoltare.
Drept dovadă, țineți minte, ați văzut și suportul care a venit din partea Uniunii Europene și din partea partenerilor occidentali. Asta ne face să credem că noi foarte repede vom debloca suportul financiar, suportul bugetar, care a fost blocat din cauza Partidului Democrat, nu din cauza opoziției, așa cum spun ei, că opoziția atât de puternică, domnule, că îi blochează toate fluxurile financiare. Deci noi în foarte scurt timp vom putea debloca acest ajutor și vom asigura salarii, pensii, chiar ceea ce au promis ăștia fără acoperire bugetară. Noi vom face tot posibilul cu ajutorul extern, cu oprirea schemelor care huzuresc acum, cum spune popor, în economie, și ne vom onora toate angajamentele față de cetățenii noștri. Aveți eu tot angajamentul. Unul ce aș adăuga aici, că într-adevăr este foarte important să deblocăm, unul la mână. Doi, de ce au fost blocate? Din cauza că eu au văzut că o bună parte, în primul rând, granilor au fost furate. Pur și simplu furate. Sau creditele cele care au fost... Nu mai zic de furtul miliardului, care era să mască pe tot. Au dispărut. Dar eu am început de la aceea că, uitați-vă, prin acțiunile cele care noi dorim să facem, noi trebuie să creăm niște condiții de încredere din partea partenerilor străini. Absolut. Și atunci vor fi acordate nu pur și simplu granturi și credite, dar ce este cel mai important? Investiții. Investiția, asta înseamnă că dacă ea este protejată în acest stat... Legea e legii pentru toți. Atunci nimeni nu cheltuie din punct de vedere reîntoarcerii, absolut, dar toți au, cum spune, avem noi locuri de muncă, avem de fapt impozite, social, avem salarii, etc., etc., și au venit și noi o să avem venit. Corect. Asta corect, este. Corect. Domnilor deputați, întrebarea iarăși este adresată ambilor. Cum se întâmplă faptul că dispar documente oficiale din instituțiile statului? Spunea și domnul vicepreședinte a Parlamentului Slusari legat de raport Kroll, de furtul miliardului și da, știți noi când am început, eu sunt membru acestei comisii. Da, iată, o să... Deci noi, din prima sursă. Da, din prima sursă. Da, noi am început activitatea, eu am propus, haideți să ridicăm toate documentele care au fost în cele două comisii. Da. Și când încolo s-a depistat că, în orice caz, ce ține de una din comisii, documentele au dispărut. Acum, deci, verificăm care e situația cu documentele ultime care au fost în 2015, pe comisia. E bine că noi avem, cum spune, unul din membrii comisiei noastre care a fost și în 2015, domnul Golovatiu, care a spus că cum așa, un safeu plin. Bătut cu bușit cu documentele care au fost prezentate, informații începând de la SIS și terminând cu Ministerul de Finanțe, Banca de Economie și așa mai departe. Vedem, dacă nu le-am depista, evident că noi vom fi nevoiți să solicităm din nou aceste materiale, dar afară de asta, clar că om audia și cei care erau responsabili și pentru păstrarea acestor documente, cei care poate depista. Și atenție, revin la ultima ședință a Consiliului de Securitate prezidat de domn președinte. Deci una din decizii expres Moldova, statul Republica Moldova se va adresa partenerilor de dezvoltare, jurisdicțiilor unde au ajuns banii furați pentru a ne ajuta în investigare. Deci ceea ce a făcut până acum Republica Moldova a mimat. Asta au trebuit să facă Procuratorul General imediat, încă din 2014. Imediat trebuie să facă. Comisie de rogatoriu care... Absolut. Deci, în nu baza care că noi știm tot, noi putem și singuri și până la nimic nu putem. Ce scuze? 5 ani au trecut la ultimul raport care a fost prezentat din partea CNA-ului. Eu am pus întrebarea, am spus că da, avem vreo 18 sau 20 de solicitări. Rezultatul încă nu se știe care. 5 ani de zile, în caz dacă noi chiar om solicita, i-am prezentat informația, cine din care stat nu vă răspuns. Și atunci vom avea toate drepturile, absolut, cum spune și necesitatea, ca să ne adresăm deja prin canale diplomatice, corect, la nivelul corect, cel mai înalt al statului. Faptul că la Consiliul de Securitate la care făceați dumneavoastră referire a sau nu a participat, a refuzat să vină guvernatorul,
Este un semn, este un gest de a recunoaște sau de a nu recunoaște? Este o prostie, haideți să vă spun așa. Că eu, simplu. Da, e o prostie, o stupiditate a acestui guvernator, pentru că tu poți să nu-l iubești, să nu-l stimezi pe președinte, prim-ministru, pe nu știu cine acolo. Pe tine te-a invitat instituția. Adevărat. Da? Noi aici nu avem, nu trebuie să ne coborâm la nivelul, mă, îmi place de X sau de Y. Te-a invitat instituția, tu ești membru acestui organ. Vii și spui, am informații, n-am informații, în limitele competenței tale. Deci a fost un gest... Dacă confidențială, spune că ia că până aici până aici pot spune, da. Mai departe nu... Nu-mi dă voie statutul. Mă rog, sunt diferite. Procurorul general în genere a refuzat, a făcut referință la faptul că poate fi solicitată careva informația, care e posibil că... Iarăși, poate și posibil că a prejucea ancheta. Care nu dă niciun rezultat. Nu, asta e bătaia de joc. Domnule Țurcan, un coleg de-al dumneavoastră, chiar de fracțiune, în acest studio, ne asigura faptul că sunteți oarecum monitorizați. Când zic monitorizați, iau în ghilimele de rigoare deputații PSRM și nu doar. Și s-a scris încă de la începutul acestei săptămâni că s-ar lucra la anumite dosare pentru parlamentarii actuali în condițiile în care ar face un pas în stânga, un pas în dreapta. Da? Chiar dacă această teză nu a fost susținută de procuratură. Puteți să ne spuneți mai mult? Continuă această observare? Dacă dumneavoastră aveți în vedere după data de 8. Da, după data de 8, e adevărat. Eu personal am avut informație că s-au creat 10 de grupe operative de anchetă, deci sub conducerea Procuratorii Generale, au fost convocați, deci au fost chiar asigurați și cu transportul necesar, pentru ca și după ea totuși s-au trezit. Că pentru a realiza asta trebuie să ridici imunitatea. Și aici s-a oprit și haideți, înseamnă că nu facem acest lucru. Cred că mai avem așa fel de informație eu personal am primit și din cadrul Procuraturii Generale și din cadrul altor structuri care au fost detașați în aceste grupuri operative. Mai avem ceva timp la dispoziție. Belarus crede că evenimentele din Moldova seamănă cu ceea ce a fost în Ucraina în 2014-2015. Sunt similitudini, domnule Țurcanu, la ceea ce se întâmplă? Lucrurile sunt comparabile? Eu totuși, asta a fost o lecție regională. O lecție regională. Și noi trebuie să ieșim din această lecție cu o notă excelentă. În sensul acela ca să nu admitem nici într-un caz ceea ce sunt plasă. Scenariul de Maidan moldovenesc. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine, chiar și în cadrul companiei electorale, noi nu odată am fost întrebați de către oameni, dar nu cumva s-a întâmplat ceva. Iată, acum noi putem cu siguranță spunem precis că, încă o dată, să repetăm de fapt, dar și să garantăm, așa ceva nu s-a întâmplat. Da, domnul Grosu, viziunea dumneavoastră? Categoric, scenariul ăsta nu este pentru Moldova. Da, noi trebuie să fim luciți și când spun noi, nu mă refer doar la cei prezenți aici, foarte mult sper că și Partidul Democrat va manifesta această luciditate politică, va înțelege că regulile jocului politic presupun că cineva este la guvernare, ulterior ajunge în opoziție, după care se schimbă lucrurile, iar toate acestea se fac pentru ca țara să meargă înainte, oamenii să vadă un beneficiu în formă de salariu, stabilitate, locuri de muncă și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, cât este de ușor pentru guvernul Sandu și pentru membrii Parlamentului să activeze în contextul în care majoritatea instituțiilor rămân a fi controlate. PD-ul și-a pregătit poziția foarte minuțioasă, aș îndrăzni să zic. Cât de eficient se va dovedi? Cum vom lupta cu această caracatiță? Pentru că urmează să fie implementate anumite prevederi. Mesajul nostru a fost către toți funcționarii publici, toți cei angajați în sectorul public, că nu vor avea de suferit de pe urma acestei schimbări politice. Da. Da? Îi îndemnăm să-și îndeplinească misiunea mai departe. Sigur că cei care au încălcat legea, și aici mă refer la lege, nu mă refer la că îmi plac imii, nu îmi plac imii, domnule, eu tot timpul îi spuneam ăstora de la PD în campanie electorală, eu îi întrebam, dar voi
înțelegeți că este viață și după guvernare. După alegeri și după guvernare. 24 se termină alegerile, 25 sau 1, deci este altă viață, este zi, o zi nouă în care noi trebuie să ne întâlnim, să încercăm să dăm mâna, să cooperăm, să soluționăm problemele oamenilor, sau e gata, s-a terminat viața, ce s-a terminat? Deci revin, noi vom fi foarte, foarte pozitivi, foarte suportivi, cum spune englezii, cu cei care își îndeplinesc bine meseria, cei care nu și-au îndeplinit-o bine vor avea posibilitatea să iau o decizie, vom respecta decizia fiecărui, profesioniștii să rămână în funcție și mergem mai departe. Avem o echipă de miniștri foarte bine școliți, cu experiență bună, cu școli și facultăți bune în Occident, vrem să aducem un suflu nou, au și experiență și de activitate în țară, de ce avem toate șansele, sunt în mâinile noastre, haideți să folosim această șansă. Domnul Țurcanu? Eu aș dori ca toți cei funcționari care sunt să aibă un pic de răbdare, să aibă credința în ceea că noi, cei care vinim, suntem foarte corecți și vom fi corecți și vom proceda doar conform legii și în acest set să aibă speranță că va fi mai bine. PD-ul zilele trecute vă invitau la discuții. Ce urma să fie discutat, cu toate că era poziția foarte clară și a doamnei prim-ministru care spunea veniți în Parlament, este o platformă oportună de a discuta, există o transparență care ne-ar permite să punem punctele pe ei. Vă rog, domnule. În primul rând, unde, într-adevăr, în Parlament? Unde, dacă nu în Parlament? Cum, partidele parlamentare. Unii spuneau că de ce nu trebuie să venim în clădire? Da. Chiar cineva și-a permis așa ceva, fiind deputat acestui Parlament. Exact. Deci, dar important era, dar ce să discutăm? Domnilor, din start, au pus niște condiții. Noi nu discutăm situația și toate circunstanțele juridice. Discutăm doar soluții politice. Da. Ok, juridice, noi am expus poziția noastră, și a lor înseamnă că Comisia de la Veneția se expune, dacă nu-i destul ceea ce au spus juriștii, Uniunea Avocaților și așa mai departe. Să nu repetăm ceea ce deja am spus aici. Da. Dar soluția politică este una doar. Poporul a crezut și a înmânat mandatele celor 61 de deputați. Ei sunt astăzi într-un acord de colaborare, într-o majoritate. Fiți buni, veniți și stați ca opoziție. Și lucrăm mai departe, noi ca guvernare, voi ca opoziție, dar demonstrați că sunteți o opoziție într-adevăr corectă și... Domnule Grosu, vreau să discutăm despre dimensiunea internațională. Poziția fermă a statelor care și-au expus viziunea, legătură cu ceea ce se întâmplă la Chișinău, ar putea determina PD-ul să treacă și să cedeze puterea de bunăvoie și să treacă în opoziție, pentru că asta e jocul firesc al politicii. Toată lumea înțelege că orice stat pe globul pământesc, chiar și cele mai, hai zic eu, mai închise, așa, nu pot să nu țină cont sau nu pot activa izolate de mediul internațional. Da. În special Moldova, care are legături diplomatice, care are niște angajamente internaționale, care subscrie la valorile democratice, standardele europene și așa mai departe. Deci nu poate o forță politică care pretinde, apropo, ei pretind că sunt pro-occidentali, ceea ce eu vreau cam pun la îndoială, da. Eu cam vreau, faptele cam vorbesc despre, chiar aș vrea, fapte, nu vorbe, deocamdată sunt vorbe. Nu pot să nu țină cont de acele semnale care vin din partea partenerilor de dezvoltare. Vorbim de Comisia de la Veneția. Unul din liderii Partidului Democrat, alaltă seară, pară mise, a zis... Păi nici Comisia la Veneția nu prea pentru noi o să conteze, pentru că noi e treaba noastră ce facem la noi acasă. Deci nu poți să te comporți în halul ăsta, în Republica Moldova, în această zonă, la hotarul Uniunii Europene. Deci eu sunt sigur că ei vor ține cont de toate semnalele și toate pozițiile oficiale care au fost vociferate de către partenerii noștri de dezvoltare, de organizațiile internaționale și în final vor lua o decizie corectă pentru în beneficiu țării, nu în beneficiu lor, că nu vorbim aici de beneficiu, că să iasă cineva cu fața curată din criza care a indus-o. Haideți, vă rog, să ne gândim la țară și nu la amorul și orgoliu unor politicieni.
Da, domnule Grosu, domnule Țurcanu, iată, acum când discutăm noi, Partidul Democrat a făcut o declarație, citez, PD nu se ține de putere și zice că începând cu această zi va merge în opoziție, își va, guvernul demisionează decât... și până la urmă invocă binele țării și stabilitatea politică. Merită să mergem pe sinceritate politică și pe maturitate, domnule Țurcan? A venit totuși acea materie cenușie în ceasul al 12-lea? Eu n-aș vrea să dă o apreciere în sensul da, în care am remarcat în care ne-ați menționat. Eu pur și simplu v-am spus din start. Eu presupun că așa ceva poate să întâmple, deoarece ceea ce s-a întâmplat în țară pe parcursul acestei săptămâni și pe interior și pe exterior nu a putut să aibă altă influență decât să fie adoptată așa o decizie. Dânsii invocă două motive. Nu a existat deschidere pentru a se așeza la masa de discuție cu partenerii politici și acest pas este întru scopul de a evita criza politică și accentuarea ei în Republica Moldova. Dacă asta cumva le este mai ușor lor să iasă din ungherul în care ei singuri s-au băgat. Da, lăsați-i să spună lucrul ăsta. Important e că, într-adevăr, instituțiile vor fi deblocate, nou guvern va putea intra în deplină activitate și noi, într-adevăr, vom reveni la o situație normală, vom plăti salariile, pensiile, vom crea locuri de muncă și așa mai departe. Domnule Grosu, revin la întrebarea pe care vă adresasem un pic mai devreme. Iată, poziția PD-ului este oficială, deja merg pe cale pașnică. Evenimentul de duminică se va mai desfășura? Da, rămâne în picioare. O să fie o haideți să zicem așa, haideți să transformăm acest eveniment într-adevăr într-o sărbătoare. Da. Da? Ziua în care oamenii și-au luat țara înapoi. Și lasă să fie o zi a, bine, mi-a venit acum exprompt, a concilierii. Da? Nu cătăm vinoveți, nu cătăm eroi. Suntem toți cetățenii acestei țări, indiferent că au votat PD-ul, au votat PSRM-ul, au votat blocul acum. Noi trăim aici. Am trăit până la 24 februarie, trăim și după 24 februarie. Și vrem în continuare să trăim cu copiii, cu părinții noștri, să creăm condiții și cei care se află fie în Rusia, fie în Europa, fie în Statele Americii, la un moment dat când vor decide, și de ăștia sunt foarte mulți, să poată veni acasă lângă părinților, lângă copiilor, lângă familia lor. Într-adevăr, acest marș noi doar din stat, am spus, nu avea drept scop de a intra, de a distruge ceva și așa caz. Mai departe. Anume era marș pașnic prevăzut și așa și rămâne. Unica ce rămâne, ca noi ne folosim de acest moment și să felicităm pe toți cei care este poporul Republicii Moldova cu faptul că în sfârșit s-a început ce, despre ce noi vorbeam toată săptămâna asta. Domnule Țurcan, iată... Și nu numai, da. Iată, PD-ul pedalează și în continuare pe ideea alegerilor anticipate. Apare aici întrebarea ce vă vizează pe ambii deputați. Acest acord pe care l-ați semnat și pe care l-ați pomenit un pic mai devreme, cât timp este valabil? Riscăm să avem alegeri anticipate în acest interval de timp firesc până la data la care ar trebui să se desfășoare conform legislației? Eu nu cred că noi din start, când chiar am negociat acest acord. Vorbeam despre ce că imposibil de a realiza scopurile care noi am pus, chiar formulând în acest acord, imposibil de a realiza acest scop într-o lună, două, trei sau an. Trebuie să fie nu doar adoptate legile, dar trebuie să fie implementate aceste legi. Iată de ce. Eu cred că totuși noi nu putem acum spune. Eu, în orice caz, eu nu pot să spun cât a dura. An, doi, trei. Principal, ca noi să mergem pe calea cea care am planificat-o, să avem rezultatele și să fie, într-adevăr, bine pentru popor. Domnul Grosu. Părerea mea personală, da, subscriu. Nimeni nu vă poate spune acum cât o să dureze acest guvern, da. Această majoritate parlamentară. Un lucru ce este important, niciun investitor, niciun partener de dezvoltare nu va veni, nu va iniția un proiect
nu va investi într-o țară care iese dintr-o alegere și intră în altă alegere. Deci ultimul lucru care nouă ne trebuie sau avem noi nevoie acum, încă niște alegeri care, la care visează nu știu cine. Deci noi trebuie să restabilim urgent relațiile noastre cu partenerii de dezvoltare, să deblocăm finanțarea, să întrerupem toate schemele care le-a construit cineva timp de mulți ani și să devenim un stat predictibil, stabil. De asta au nevoie toți acești trei actori mari de care a spus domnul Țurcan, care au venit toți într-o zi. Ei vor aici o țară calmă, liniștită, predictibilă, care nu face mișcări de destabilizare în zonă. Domnule Grosso, PD-ul zice că o primă viitoare acțiune a celor de la acum în legătură cu sau împreună cu PSRM-ul ar fi federalizarea Republicii. Este încă o minciună, da, încă o minciună a Partidului Democrat, iarăși cumva să iasă din colțul cel în care s-au băgat singuri. Nimeni nu vorbește de federalizare. Dar Republica Moldova, asta a fost aruncată nu doar pur și simplu pentru popor, pentru a introduce niște neînțelegeri între noi, dar inclusiv și pentru parteneri. Adresa era în exterior. Adresa era în exterior. Uitați-vă, iar că noi am încercat să apărăm interesele cuiva, contra cuiva. Noi nu putem să construim un stat normal pe principiile de prietenie contra cuiva. Împotriva cuiva. Noi trebuie să creăm un stat pe principiul prieteniei între noi, în țară și între state. Reiterez, este un fals. Deci Republica Moldova în Constituție scrie foarte clar. Suntem un stat integru, unitar și nu se pune nici într-un caz această problemă. Nici într-un caz. Deci este o minciună promovată de PD. Domnule Grosu, domnule Țurcan, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic, ediție specială. Am încercat să vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă în țară. Rămâneți alături de noi și vă mulțumim pentru fidelitate.